Da, suntem foarte bucuroși că am obținut o victorie, am făcut un pas, încă un pas în cupă. Suntem, le mulțumim spectatorilor care au venit la meci și suntem foarte bucuroși, am obținut o atmosferă foarte, foarte veselă la noi echipă. Suntem foarte bucuroși că am luat, ne-am calificat într-o 2 în cupă. Mulțumim fanilor că au venit și ne-au susținut. Eu am spus că Alexei Ciopa și Dumnezeu. Bine, voi nu de mult jucați în prima echipă, chiar așa să numim, de mult sunteți în prima echipă la Gimnaza, știți lot, permanent, ultimele meci. Spuneți la rând cum vă simțiți în așa schimbări, divizia națională, cu următorul alt nivel pentru voi. Da, este un alt nivel față de a doua echipă, chiar și divizia. E un nivel ridicat aici. Este atmosfera altfel. Fanii sunt oameni vin la meci, la alte de nu prea avem la noi. Așa. Da, în primul rând, mulțumesc antrenorului care mi-a dat încredere, a avut încredere. Eu, la felul meu, mă străduiesc să fac muncă pe teren și să dau tot maximul ca să păstrez poziția și să joc în toate meciurile pe divizia națională din start. O întrebare pe toate jucători, dar să știu înainte partidul că să fie chiar și un scor mare. Nu ne-am așteptat, deoarece meciul precedent care am jucat cu ei a fost foarte greu, care am pierdut 3-2. Am ieșit la meci, am jucat jocul nostru care putem și care l-am demonstrat o dată și iată că am obținut așa o victorie. Nu m-am așteptat, mă așteptam la un scor mult mai mic, nu chiar atât de să conducem cu așa scor mare. Trebuia de câștigat oricum meciul ăsta că aveam nevoie de calificare în cupă. Și am fost motivat și am câștigat. Vă simțiți o credere pe partea Domnului Bolcean? Poftim? Simțiți o credere pe partea Domnului Bolcean că vă luați în ultimii meci și după mai des? Da, este încredere că ne-a dat voie să jucăm, să demonstrăm că suntem din primii 11 și cred că în continuare nu s-o dezamăgim și să jucăm tot așa mai departe. Dacă nu era încrederea, noi era să fim pe teren și să răspundem acum la întrebările noastre.